principų, mes aktyvą aspektį priima, įsti briefingį pries. Fără care va întrebări, eu mă străduiesc să vă dau răspuns la toate întrebările posibile. Fiți atenți, a doua, fiți atenți, vă rog, fiindcă îmi puneți câteodată întrebări de concretizare referitor la care deja vorbesc sau am vorbit. În briefing particip în calitate de procuror șef al Procuraturii Anticorupție, dar rezultate se obțin nu de către mine personal, dar de către echipa de procurori care investigează cauza de ofițerii detașați, de ofițerii Centrului Național Anticorupție și de angajații Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Este un rezultat comun. Altfel spus, pentru rezultatele pozitive, suntem responsabili sau sunt obținute în comun, în echipă, în grup. Pentru lipsa rezultatelor sau rezultate negative, îmi asum eu responsabilitatea și eu urmează și trebuie să fiu criticat. Prin această cale vreau să mulțumesc întregului efectiv a Procuraturii Anticorupție, inclusiv și a unor angajați a Centrului Național Anticorupție, care își depun efortul, străduința, implicarea pentru curajul și sincronizarea activității sau acțiunilor în vederea obținerii rezultatelor pe cauzele penale pe care le avem în gestiune. Alt aspect care e foarte important după mine este următorul. Un jurisconsult american spunea că nu ne putem considera că suntem într-un stat de drept atunci când drepturile și libertății oricărei persoane vor fi respectate, indiferent de poziția societății, politicului sau altor forțe externe. În cazul cetățeanului Vladimir Plahotniuc, Procuratura Anticorupție informează că va fi tratat cu suficientă diligență, în strictă conformitate cu prevederile Codului Procedurii Penale și nu se va ține cont de opinia societății sau influența, nu se va permite influența societății sau influența politicului în desfășurarea urmăririi penale. Un alt aspect, dar o să vorbesc după comunicatul propriu-zis. Acum, ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Primul, vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut, vă mulțumesc că ați acceptat, sau pot și să nu vă mulțumesc, tot un acceptat să veniți, nu? Referitor la cauzele penale unde figurează numele cetățeanul Vladimir Plahotniuc. În data de 23 septembrie 2019, Procuratura Anticorupție a dispus pornirea urmăririi penale în două cauze penale, în baza acelui articol, 243, alineatul 3, litera B, pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. Cauzele au obiect distinct. Prima cauză penală se referă la faptul că pe parcursul anilor 2013-2015, cetățeanul Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deținerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele urmează sau trebuiau să aibă constituie venituri ilicite. Astfel au fost create o schemă sau un șir de agenți economici, atât rezidenți pe teritoriul public în Moldova, cât și nerezidenți în afara teritoriului, inclusiv în zone offshore, prin intermediul cărora au fost organizată circulația mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari. Se referă sau dați să nominalizez unii agenți economici, Nobel Air Limited, Turcuman Limited și Finpar Invest. În comunicat sunt și denumirea altor agenți economici. Prin intermediul căra a circulat mijloace bănești în sumă de 18 milioane dolari SUA și 3 milioane 500 euro. Din materiale cauzei penale se demonstrează că bănuitul cunoștea sau urma să știe că mijloacele financiare au o proveniență ilicită și sunt din cadrul creditelor neperformante acordate de către Banca de Economii, Unibank, Banca Socială. Acesta este obiectul primii cauze penale. Referitor la a doua cauză penală, astfel, din potrivit materialelor procesului penal, în perioada anilor 2013-2014, societatea Turcuman Limited a efectuat anumite plăți cu destinația, de exemplu, acordare de împrumut în adresa Finbar Invest, în valoare de 7.204.439 dolari SUA, cu destinația Air Transport Service pentru pasageri către seriile Nobel Air, în valoare de 381.344 euro, și către o societate ABD Asiana Development Limited, care la rândul său a efectuat transferul bancar către persoana fizică, care este soția cetățeanului Vladimir Plahotniuc, pe contul deschis în ABV Bank, valoarea căruia constituie 1.550.000 euro și 1.140.000 dolari.
Cauzele penale au fost conexate într-o singură procedură și sunt gestionate de un grup format din procurori și ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație, inclusiv ofițeri din cadrul Centrului Național Anticorupție. Ce astfel de temei pentru pornirea urmăriei penale? Prima este o analiză atât a adresării autorităților elvețiene parvenit într-un schimb spontan de informații din iunie 2019, unde au fost indicate anumite societăți comerciale, precum și anumite circumstanțe, cât și analiza Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, privind activitatea agenților economici afiliați cetățeanul Vladimir Plahotniuc. Menționez că în cadrul cauzei penale, sau cauzele acestei penale, am spus că au fost conexate într-o singură procedură, astfel există o singură cauză penală, a fost reținută o persoană pentru 72 de ore și ulterior, în privința acesteia, s-a solicitat aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv, de către instanța de judecată a fost satisfăcut demersul procurorului și persoana a obținut un mandat de arest pentru 30 de zile. Persoana respectivă a fost pusă sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălare de bani, având în vedere că gestiona fictiv un agent economic prin intermediul o societate comercială rezidentă, prin intermediul căruia au fost transferate o parte din mijloacele bănești. De asemenea, în privința altor două persoane, inclusiv cetățeanul Vladimir Plahotniuc, a fost emis ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestuia. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri prin aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv și eliberarea unui mandat de arest pentru 30 de zile. Examinarea demersului prin aplicarea măsurii preventive în privința cetățeanului Vladimir Plahotniuc va avea loc astăzi la orele 16:00 la judecătoria municipiului Chișinău, sediul Ciocan, într-o ședință închisă. Totodată, Procuratura Anticorupție solicită reprezentanților mass media respectarea principiului de prezumție a nevinovăției, să nu vă ghidați de speculații care apar în spațiul public, dar să partajați sau să difuzați doar informații oficiale. Solicit să aveți și înțelegeri față de comportamentul nostru a procurorilor, deoarece informația se furnizează în momentul în care poate fi utilă pentru societate. Procuratura Anticorupție, de asemenea, va reveni cu detalii în cazul în care vor apărea alte informații utile publicului și pentru a prejudicia buna desfășurare a urmăririi penale. Puteți să mă întrebați de ce am solicitat mandat de arest sau aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv, în cazul cetățeanului Vladimir Plahotniuc, atunci când s-a solicitat amânarea acțiunii procesuale penale pentru un termen de 3 săptămâni. Primul lucru, bănuitul nu beneficiază de careva înlesniri sau termeni la citare. El este obligat să prezinte imediat în momentul citării. Doi, doar martorii pot avea un termen de 5 zile pentru a fi citați. Doi, mandatul prezentat de către partea apărării, de către avocații cetățeanului Plahotniuc, este semnat în original, pe data de 8 octombrie 2010. Ceea ce presupune sau ne dă a crede că avocații au contact, au un anumit schimb de informații și ar putea să se prezinte în fața procurorului pentru clarificarea stării faptelor sau pentru a da explicații referitor la bănuială înaintată, dacă va accepta. Alt aspect nepuțin important este că în cadrul cauzei penale o persoană este deja în arest, alta este anunțată în căutare și s-a solicitat aplicarea măsurii preventive privative de libertate. Ținând cont de aceste aspecte, nu am putut proceda altfel decât a solicita mandat de a anunța în căutare și a solicita aplicarea măsurii preventive. Referitor la temenicia demersului, urmează să se expună instanța de judecat. Asta sunt cei ce v-am spus, dacă este clar, pe marginea doar acestor subiecte, eu sunt gata să vă răspund pentru a clarifica anumite aspecte. Persoana care a fost reținută pentru 72 de ore, ce legătură are cu Vladimir Plahotniuc? Am explicat. Este o persoană care administra un agent economic rezident, o companie care figurează în toată schema. Vreau să vă spun că schema mult e mai complicată decât ce e prezentat în comunicatul respectiv. Este prea complicată, mai mult ca atât noi nu avem toate circumstanțele stabilite cert, de ce nu putem furniza prea multe informații pentru a nu vă induce ulterior în eroare. Avocații au cerut amânare pentru 3 săptămâni. Eu am mai explicat numai ce. Va reveni domnul Plahotniuc? Eu nu cred. 3 săptămâni?
Eu mă conduc de prevederile codului procedură penală. Reșind din alegațiile sau din circumstanțele care le-am expus mai sus, faptul că e semnat mandatul în original sau semnat în, de către cetățeanul Vladimir Plahotniuc, faptul că noi avem alte persoane în arest, faptul că bănuiții urmează să prezinte imediat sau de îndată la citarea procurorilor, asta ne-a impus legal să cerem aplicarea unei măsuri preventive. De ce ați publicat citația pe pagina de Facebook, dar nu... Tot am explicat. A fost inițial făcut o altă acțiune procesuală penală, în conformitate cu codul procedură penală, s-a deplasat la domiciliu care este indicat sau care îl cunoaștem noi, nu numesc, să nu aduc atingere dreptul, datelor cu caracter personal, s-a întocmit proces verbal, a fost încliată pe ușa apartamentului, n-am avut careva reacție la aspectul dat, de ce era important pentru noi procurori să se aducă la cunoștință. Mai mult ca atât, cetățeanul Plahotniuc este o persoană publică, sau a fost o persoană publică, cauza este de rezonanță social sporită, de ce eu mi-am asumat responsabilitatea să recurgem la o astfel de procedură care este prevăzută în codul procedurii penale. Dar de ce nu ați publicat pe paginile oficiale ale Procuraturii Generale și Anticorupție? Pagina oficială a Procuraturii Anticorupției nu există, ea nu este elaborată. În scurt timp poate va fi elaborat și atunci o să publicăm pe pagina Procuraturii Anticorupției. Referitor la site-ul Procuraturii Generale, este o altă instituție care nu publică date referitor la acțiunile procesuale penale a Procuraturii Anticorupției. V-am explicat de ce. V-am explicat de ce s-a efectuat astfel de acțiuni. Prima. Prima dată. Da, este prima dată. Domnul Morar, dacă nu va reveni domnul Plahotniuc în țară, dacă nu va reveni, atunci mă întreba și atunci am să vă formulez răspuns. Aceste eu vă doresc o zi bună în continuare. Aceste spălări de bani fac parte din dosarul furtului miliardului? Au tangență. Referitor la dosarele furtului miliardului, nu vă închipuiți că există un singur dosar. Sunt mai multe dosare, mai multe. Dar au tangență și am explicat și asta reziese din comunicatul de presă difuzat dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult, vă doresc o zi bună în continuare.